Steaua înseamnă enorm. În primul rând înseamnă casa mea. Da, după ce am plecat din St. George Bay, locul unde m-am născut, și am venit în București, la puțin timp am reușit să semnez pentru acest club și practic a fost noua mea casă, timp de 9 ani de zile. Asta înseamnă enorm pentru mine. Eram la electroaparataj, la cămin acolo, la Luceafărul, m-au adus doi soldați cu o mașină. A fost o mare surpriză văzându-l pe tatăl meu aici, cu colonelul Nanciu, Dumnezeu să-l ierte, era în perioada aceea șeful secției de fotbal. Și atunci am semnat. Asta pot să zic că a fost prima zi la Steaua. Iar apoi ar mai fi și prima zi când am venit și am fost primul la antrenament, când m-am întâlnit cu foștii mari jucători, Iordănescu, Sameș, Iordache, Florin Marin, Angelini, Marcel Răducanu și așa mai departe. Categoric, Cupa Campionilor Europene, cel mai mare succes și mă bucur foarte, foarte mult că am contribuit la câștigarea acestui trofeu. Apoi, sigur că au fost și altele campionate, cupe ale României, trofeul meu de golgeter pe care l-am obținut într-un final, chiar în ultimul an pe care l-am jucat la Steaua. Deci, trofee au fost, dar cel mai important lucru a fost atmosfera care era pe Ghencea. La Steaua am învățat ce înseamnă disciplină. Deși eu aveam cât de cât de acasă, aveam cei 7 ani, cum se spune, însă aici disciplina era pe primul loc. Am învățat ce înseamnă respectul față de oameni, respectul față de colegi, ajutorul între noi, pentru că am format o familie, am învățat ce înseamnă să faci parte dintr-o familie. Când spui Steaua, spui un club foarte puternic, un club care a produs foarte mulți sportivi. Steaua înseamnă ceva enorm, ceva magnific. Poate adversarilor le inspiră într-un fel teamă. Mi-e foarte greu să aleg o persoană. Ion Alexandrescu, Emery Kieney, Angel Iordănescu și Gică Constantin, care a fost primul meu antrenor. Și ceilalți toți, plecând de la cel care îngrija stadionul, trecând pe la cizmar, magazioneri, toți care au fost alături de echipă în acei ani, m-au ajutat ca să ajung unde am ajuns. 75 de ani, o viață de om. În primul rând trebuie să-i spun la mulți ani clubului Steaua, să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Acest club va rămâne pe veci în istoria sportului românesc, va demonstra în continuare că va produce aceiași campioni pe care i-a produs cândva.